Drumul comunal 151 are o lungime de 4,3 km și este asfaltat până aproape de limita cu localitatea Tomșani. Autoritățile din Pietrare au obținut o finanțare de 9 milioane de lei prin programul guvernamental Angel Salini, iar în acest moment așteaptă să semneze contractul cu autoritățile centrale pentru a începe lucrările. Drumul intră într-o, dacă îi putem spune chiar, o reabilitare totală. Partea carosabilă va fi întregime asfaltată și luată de cel puțin 5 metri, între 5 și 5 metri și 5 metri și 50. Se vor amenaja de-a lungul drumului circa 6 km de rigole carosabile, ceea ce vor permite încă mai mult să, și, și cu acostament cu tot, drumul va fi va permite circulație la, în ambele sensuri a autovehiculor, indiferent de dimensiuni și tonaj. Cumva îl veți lărgi? Îl vor lărgi, sigur. Iar accesele la proprietăți vor fi și pe parte și pe alta, de la cap la cap, deoarece rigolele, așa cum am spus, sunt carosabile cu biscuiți din beton. E drumul comunal cu cea mai mare lungime. E străbate satul Pietrai de Sus și axul practic al satului Pietrai de Sus. Trebuie neapărat modernizat, pentru că satul Pietrai de Sus e un sat foarte, cu locuitori foarte dinamici, ați văzut ce gospodării frumoase există de-a, și de o parte și de alta a drumului, plus că din el se ramifică celelalte străzi, care componente ale satului Pietrai de Sus. Ce valoare are proiectul? Valoarea e undeva la puțin peste 9 milioane de lei noi, adică 92 de miliarde de lei vechi. Adică 2 milioane de euro. Da, ceva aproape 2 milioane de euro, da. Când ar trebui să înceapă lucrările? Păi sperăm ca în primăvară să începem. Sperăm până în primăvară să finalizăm procedurile de achiziții publice cu semnarea contractului și să îi dăm drumul la treabă.